După 32 de ani de la revenirea la grafia latină, în Republica Moldova mai sunt localități în care limba română este străină. De exemplu, în orașul Comrat, unde majoritatea locuitorilor o constituie etnicii găgăuzi, cei care nu cunosc limba rusă sau găgăuzele este extrem de greu să se descurce. În 31 august, în timp ce la Chișinău se rosteau discursuri patriotice și se aduceau omagii limbii române, la Comrat era o zi obișnuită. Nimeni dintre cei cu care am discutat nu ne-a putut spune ce sărbătoare este marcată în 31 august. Знаете, какой праздник в Молдове? Сегодня нет. Знаешь, что 27-го было день независимости. А сегодня? Сегодня не знаю. Независимость Молдавии, по-моему, да? Правильно? Независимость Молдавии 27-го была. Ой, не знаю тогда. Сегодня, знаешь, что праздники везде закрыты. Вот какой сегодня праздник у нас в Молдове? Не знаю. Не знаете? Нет. Сегодня зима лимби румыни. Не понимаю. Am încercat să aflăm de la locuitorii din Comrat cât de importantă este cunoașterea limbii oficiale a statului în care s-au născut. Dumneavoastră cunoașteți ce sărbătoare astăzi? Pe ruscă, eu nu primeam cum vă spun. Dar în română nu înțelegeți? Niet. Eu vă adresez dumneavoastră întrebări în limba română, dar dumneavoastră îmi răspundeți în limba rusă. Pe una dintre străzile din centrul orașului am găsit totuși o femeie care ne-a răspuns în limba română. Însă ea a spus că vorbește așa zisa limbă moldovenească. Dar dacă îi spun limba română, spun că nu, dar dacă îi spun limba moldovenească, o cunosc. Mm-hmm. Întrebarea trebuie pus corect. Ulterior am mers cu camera ascunsă în mai multe magazine și la piața din Comrat. Vânzătorii nu ne-au putut deservi pentru că nu cunoșteau limba română. Condimente aveți în vânzare? Nu cunoașteți română? Bună ziua! Dar stafide aveți? Ce? Stafide. Bine, bine, mamă, ce e? Stafide. Nu cunoașteți? Carne e de porc sau e de vită? Înseamnă? E carne de porc, de vită. Primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, ne-a spus că tot mai mulți localnici vor să învețe limba română. La noi în oraș tot trăiesc și diferite naționalitate. Acum se aude limba de stat aici mai des. Și eu cred că o să ajungem noi la un timp când toată țara, toate cetățenii să cunoască limba de stat și să trăim mai bine. Bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a scris pe Facebook un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române. În postare, Vlah a menționat că limba română este una dintre cele mai mari valori ale poporului Republicii Moldova. Iar cunoașterea unei limbi este o oportunitate de a construi prietenii și parteneriate. Potrivit unor date neoficiale, doar 20% dintre locuitorii autonomiei găgăuze vorbesc limba română.